Pașa Parfene alături de noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața toată lumea! Cine ne vede acum? Trebuie să o zic cât mai frumoasă. Salutare! Ce faci tu? Cum e 21 februarie? Ce fac? Iată, m-am trezit, am să mâncăm terciu, motanei sunt hrăniți. Iată așa, astăzi apropo vine regizorul nostru regizorul nostru care va fi și regizor de pe platou de filmare a fost, dar va fi și regizor la scena mare Eurovisionului. Așa, astăzi începeți pregătirile. Tu știi deja ce va face sau ce veți face sau azi afli? Cu siguranță noi am discutat la telefon. Schematic am discutat, toate efectele am discutat. Și avem, deci eu am o listă lungă de lucruri pe care eu trebuie, ca și artist, ca și interpret, trebuie să fac. Gen, respirația să fie antrenată și așa mai departe. Până la lucruri care ar trebui să fie aduse în camera de schimb și pe scenă inclusiv. Și ai rămas la fel de insistent în ceea ce faci, cu aceeași dorință de afirmare ca și în trecut. Întreb acest lucru pentru că vreau să deschid aici o paranteză. Poate că la momentul actual, pentru cei mai tineri, pentru cei care poate nu cunosc traseul carierei tale, ar avea impresia Pașa Parfene a fost în 2012 la Eurovision Song Contest, în 2013 a fost cu Aleona Mun fiind atunci în acea mare echipă, însă puțin cunosc că tu ai insistat foarte mult până în 2012. În 2009 ai luat locul 3 la etapa națională. În 2010 ai luat locul 2, în 2011 locul 3 și ai insistat în fiecare an să vii, să devii mai bun, pentru că în 2012 să obții și premiul. La fel și acum, la fel cu aceeași dorință de a insista și de a-ți dori să fii mai bun pe zi ce trece? Practic asta și este, eu cred că, o singură cheie succesul oamenilor care vor să meargă mai departe, deoarece nu contează de câte ori ai căzut, contează de câte ori ai decis că mergi mai departe. Și, practic, cu siguranță aș putea să vă spun că marea parte din experiența mea eu am dobândit-o anume prin așa metodă, să nu renunți, da. Să continui. Cât de critic ești cu tine? Cât de critic? Da. Ești critic cu tine sau nu? Mi este foarte greu să spun. Eu aș vrea să cred că da. Aș vrea să cred că da, dar probabil că oamenii din împreajmă știu mai bine. Da, așa ar fi corect să-i întrebi ei, da. Bine, vreau să revenim și la ce facem în acest an 2023, Soarele și Luna, apropo de menționată și melodia ta. Audițiile live, cum te-ai simțit atunci, ce emoții ai trăit? Da, am povesteam deja oamenilor că practic eu cred că am primit prea multe puncte, punctajul era prea mare, deoarece am uitat un rând. Am cântat codrulă cu frunza deasă, cred că m-am găsit mireasă. După asta am cântat Dacă o să fiți atenți, iată, observați și voi. Membrii juriului cu siguranță au fost cu mine și chiar am văzut că am văzut schimbarea la față la cineva. Dar apropo, improvizația face parte din artă. Improvizația face parte din viața noastră. Da, totuși e bine să fie o improvizație pregătită, știi? Nu cum, gândită cel puțin. Iată, să știu că eu aici improvizez, dar să nu improvizez, iată, după ce am început să cânt rândul. Pentru că atunci nu știi unde duce improvizația și nu știi unde poate ajunge la un moment dat. Exact, și să știți că în ziua preselecțiilor, zi următoarea, noi aveam filmarea de videoclip cu regizorul nostru ucrainean și eram super cu cap pătrat, aveam foarte multe și probabil că de asta. Probabil. Vă promit că la noi, la preselecția națională, asta nu va fi. Da, apropo, probabil multă lume se întreabă, ce te motivează? Ai fost, ai văzut scena mare, ai reușit să vezi, să simți acea emoție, acel vibe pe care îl oferă acest concurs muzical, ai reușit să urci pe multe scene mari din întreaga lume, nefăcând referire doar la Eurovision Song Contest. Ce te motivează de această dată, în 2023? De această dată suntem foarte entuziasmați și încântați de melodia noastră, pe care noi o iubim. E cumva ciudat sună, de fapt. Dar vreau să vă spun chiar pe bune că nu fiecare melodie este așa îndrăgită de echipa mea, de mine personal, de iubita mea soție care a scris versurile. Da, și noi avem încredere în ea, noi avem încredere că această melodie ar putea să iei locul întâi la Liverpool.
Și inclusiv suntem foarte susținuți și în comentariile pe YouTube și în alte rețele de socializare de oamenii din străinătate. De asta suntem așa de încrezuți într-o oarecare măsură. Să înțeleg că la început a fost melodia și ulterior dorința de a participa. Da, la început a fost piesa, totuși versurile. Iuliana de data asta a fost prima care a scris versurile, după aia eu deja am scris melodia. De obicei ne-o facem invers. Și după aia deja a venit ideea de a participa la Eurovision. Și vreau să ne spui cel puțin câteva elemente din care le vom vedea în marea finală. Ce va fi în scenă? Microfon, cu siguranță, un microfon, ecran în spate. Nu vă dau secrete. Vă dați seama că cel mai mare element și important, probabil, este Enigma. Da, da, din câte cunoaștem, Otilia nu va fi prezentă în seara evenimentului, în data de 4 martie, și lăsăm Enigma Otiliei pentru altă dată. Vreau să ne spui ceva, eu încerc de la fiecare să scot cel puțin un element. Spune-mi, te rog, vor fi dansatori, cel puțin asta. Deci eu am să fiu din partea vocaliștilor și din partea dansatorilor. Orice dansator și back vocalist care va fi pe scenă o să fie nevoit să se miște. Noi totuși numim asta nu dansuri, coreografie, dar mai mult scenografie. Și încercați să fie un tot întreg. Mișcarea tehnică, nu neapărat să faci un sincroane, să dansează toată lumea așa, după asta să danseze toată lumea așa, mă știi. Și pentru că vreau să știu, ai mai fost la Liverpool? Nu, am fost la Londra, am fost odată în Marea Britanie, dar la Liverpool încă nu am ajuns. Dar tu ești microbist, apropo, făcând referire și la fotbal, pentru că Liverpool are două echipe mari de fotbal. Nu. Cândva în copilărie, da, jucam, dar... Și tatăl meu a fost mare, el chiar și juca pentru echipa Reut, mi se pare că. Eu fiind nu un jucător mare, n-am devenit nici microbist mare. Bine, dar sunt sigur că ești mare fan a celor de la Beatles, la fel din Liverpool. Exact, da. Și mai mare. Și asta contează foarte mult. Ce mesaj ai pentru cei de acasă? Pentru că ei deja, în data de 4 martie, vor avea posibilitatea să te voteze. Păi aș vrea să vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă. Am înțeles că astăzi temperatura va crește până la 13 grade. Dar referitor la Eurovision, am vrut să vă rog chiar să urmăriți pe 4 martie pe toți concurenți și să vă gândiți cine crede că ar trebui să prezinte Moldova la Eurovision și să votați pe cel care o să vă placă. Dacă o să fiu eu, bine. Dacă nu am să fiu eu, tot bine. Iată, doar asta. Și să aveți o zi cât mai senină și frumoasă. Așa, îți doresc mult succes în tot acest proces de pregătire, multă inspirație, conlucrare și desigur așteptăm data de 4 martie să vedem ce ai pregătit pentru marea finală. Eu vă mulțumesc pentru acest sunet. O zi frumoasă să ai! Mulțumim mult pentru că ai fost alături de noi, iar noi în clipele ce urmează revedem evoluția din cadrul audițiilor live a lui Pașa Parfeni cu melodia Soarele și Luna. Codrul e confuz adeasă, cred că mi-am găsit mireasă. Nistrule cu apălină, m-am pierdut și ea-i divină. I-am cântat eu doi nemulte până-am vrut să mă sărute ea. Păi am cântat-o, am dansat-o în tot felul răsfățat-o. Soarele, soarele, soarele și luna, nopțile, nopțile, nopțile cu luna. Soarele, soarele, soarele și luna, nopțile, nopțile, nopțile cu luna. Cu stele i-am dat în a șaptea seară un inel cu patru rară.
ține cu luna. I-am promis mirese mele, nunta sub un cer cu stele. I-am dat în a șaptea seară, i-am dat în a șaptea seară o linia cu piatră rară. Soarele și luna, soarele și luna, nor ține cu luna, nor ține cu luna. Soarele, soarele, soarele și luna, nor ține, nor ține, nor ține cu luna.